Cristina Sandi are 37 de ani. Este sublocotenent în rezervă din 2008. Lucrează în prezent într-o multinațională și are un băiat de 9 ani. Este pentru prima dată chemată la un astfel de exercițiu. A fost surprinzător la început când am primit ordinul, după care am aflat despre ce este vorba. Sunt sublocotenent în rezervă, fac parte din batalionul de apărare antiaerian din 2008. Cei aproximativ 2000 de rezerviști din Dolj, mobilizați în această perioadă, au parcurs un modul de instruire și familiarizare cu tehnica actuală din dotarea armatei. Se fixează distanța până la inamic, avem lama de armare al aruncătorului, ducem către în față ansamblul manșon cu țeavă, se ia grenada din portul grenadelor, care sunt în număr de 10, se introduce. În momentul de față, arma este încărcată. Printre cei chemați se numără și cadre militare cu experiență mare. Pentru aceștia, exercițiul a fost unul de rutină și un motiv de revedere cu foștii colegi. M-am întâlnit din nou cu colegii mei. Mă bucur pentru această activitate. Este benefică pentru toți. Mă bucur că a fost organizată de Centrul Militar Zonal, de Brigada Multinațională Sud-Est și în special de Batalionul meu 20, Scorpionii Negri. Sunt alături de ei tot timpul. Au nevoie de sfaturi. Atât putem să le oferim noi acum, fiind pensionari, pentru cei care sunt civili și totuși sunt poate și mai în vârstă decât mine și au făcut armata, este și pentru ei, cred, o trăire și o emoție foarte importantă. Anul trecut am trecut în rezervă, tot din sistemul militar, unde am activat timp de 30 de ani, am îndeplinit mai multe funcții și am hotărât să revin în sistemul militar ca militar rezervist voluntar, pentru a continua întâlnirile cu colegii și a participa la activitățile care le desfășurăm împreună. După pregătirea teoretică, a urmat tragerea în poligonul Balta Verde din apropierea orașului. Ne-am concentrat pe batalioanele Brigăzii Multinaționale, este o brigadă de elită a armatei noastre și este una dintre brigăzile cu care ne mândrim. Totodată am vrut să arătăm rezerviștilor tehnica nouă care a intrat în dotarea noastră în ultimii ani. Elementul cheie esențial este faptul că se realizează omogenizarea colectivului, respectiv îmbinarea dintre personalul activ și personalul în rezervă, în așa fel încât să realizeze capacitatea luptă completă a subunităților. Sunt oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, am mers cu ei misiuni internaționale în Afganistan și Irak, ne cunoaștem de mult și este o întâlnire plăcută pentru toți, și pentru cei activi și pentru cei rezerviști care au făcut parte din unitate, bineînțeles. Pentru cei care sunt din alte unități, sentimentele sunt oarecum diferite, dar ce am văzut eu azi de dimineață, oamenii au venit cu plăcere la activitatea de instrucție pe care avem noi astăzi planificat. Exercițiul MOBEX Dolj Vâlcea 22 se desfășoară între 17 și 21 octombrie. Pe lângă cei 2000 de rezerviști din Dolj, au fost mobilizați și aproximativ 1000 din Vâlcea. Media de vârstă a rezerviștilor este de puțin peste 40 de ani. Ultimul exercițiu de acest fel a fost organizat în Dolj în 2011. Armata română a mai organizat activități similare în luna iunie acestui an în județele Bihor și Sălaj.